La nivelul județului Galați, la acțiunea de verificare a modului în care sunt respectate prevederile legale de organizatorii de jocuri de noroc tip slot machine în scopul prevenirii și combaterii evaziunii fiscale, au participat peste 200 de polițiști din cadrul structurilor de investigare a fraudelor, combatere a criminalității organizate, ordine publică, investigații criminale și analiza informațiilor. Acțiunea a urmărit identificarea tuturor agenților economici autorizați și neautorizați care exploatează mijloace de joc tip slot machine și a spațiilor în care aceștia desfășoară astfel de activități. Oamenii legii au vizat și depistarea cazurilor de evaziune fiscală, verificarea modului în care aceste societăți comerciale respectă prevederile legale referitoare la condițiile de autorizare, organizare și exploatarea jocurilor de noroc, achitarea tuturor taxelor de licențiere și autorizare și respectarea drepturilor de proprietate intelectuală și cele privind mărcile. În cadrul acțiunii desfășurate, polițiștii gălățeni au verificat 305 spații în care se desfășoară jocuri de noroc și au aplicat 5 sancțiuni contravenționale. La nivel național, polițiștii au verificat peste 4100 de săli în care se desfășoară jocuri de noroc, fiind indisponibilizate 824 de aparate, valoarea acestora fiind de aproximativ 4.661.000 de lei. De asemenea, oamenii legii au aplicat 139 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 1.045.000 de lei. În cadrul aceleiași acțiuni au fost depistate și 234 de săli neautorizate în care se desfășurau activități supuse controlului. Polițiștii au constatat 255 de infracțiuni privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc.